Proverbele, capitolul 13, versetul 20. Cel ce umblă cu înțelepții, înțelept va fi, dar cel ce umblă cu descreierații, așa va fi cunoscut. Cine umblă cu înțelepții? Fiul Duhului Sfânt este fiul al înțelepciunii, fiindcă el umblă în ascultarea părinților și a fraților săi duhovnicești. De aceea el va fi totdeauna smerit, blând, supus și binevoitor, iar cine are o astfel de umblare și părtășie cu oamenii lui Dumnezeu este totdeauna și binecuvântat de Dumnezeu. Dar fiul Duhului Satanic este un fiu nesupus, trufaș, urător, desfrânat, murdar, răzbunător și potrivnic lui Dumnezeu. De aceea el este totdeauna blestemat. Aceasta este deosebirea, iar deosebirea se vede izbitor pe fața lor, pe viața lor, pe cuvintele și pe toate umblările lor. Așa că oricine poate să cunoască cu ușurință care este al lui Hristos și care este al lui Mamona. Dragă suflete, tu al cui fiu ești? Și ce fel de fire te stăpânește puternic pe tine? Dacă încă tu n-ai venit la Hristos, dacă înțelepciunea lui Dumnezeu nu ți-a luminat încă mintea, dacă adevărul lui Hristos încă nu te-a întors de pe calea păcatului și dacă dragostea Duhului Sfânt nu a făcut să crească în tine roadele firii celei noi, atunci, dragă suflete, tu încă ești stăpânit și purtat de firea cea trupească, lumească, drăcească. Iacov, capitolul 3, versetul 15, a neascultării, a păcatului, a vrășmășiei cu Dumnezeu. Iacov, capitolul 4, versetul 4. Aceasta este moarte și o sândă veșnică. Dar dacă tu te-ai întors la Dumnezeu și asculți de Hristos și aduci roadele Duhului Sfânt, aceasta trebuie să se arate neapărat printr-un puternic, smerit și dulce duh de ascultare. Ascultarea cuvântului Sfânt, ascultarea fraților tăi, ascultarea mai marilor tăi, ascultarea durerilor altora, ascultarea binevoitoare, ascultarea grăbită, ascultarea liniștită, ascultarea deplină. Fiul înțelept ascultă. Fii un fiu înțelept ca să moștenești viața și strălucirea. O, Domnul și Dumnezeul nostru bun, te rugăm, dă un duh de ascultare tuturor celor care nu-l au, fiindcă numai în felul acesta vom putea gusta din nou pacea, armonia și dragostea adevărată. Te rugăm, dă acest duh al ascultării celor care îi îndrumă pe alții, fiindcă acelora le este mai folositor și mai necesar. Amin.